Rudyard Kipling, a doua carte a junglei. Dole, câinele roșu. După asaltul de pomină al junglei, începu cea mai frumoasă parte din viața lui Mowgli. El avea conștiința împăcată pe care o ai de obicei după ce ți-ai plătit toate datoriile. Și toată jungla îi era prietenă pentru că toată jungla se temea de el. Câte le făcuse, le văzuse, ori le auzise, rătăcind de la un popor la altul, cu sau fără cei patru tovarăși ai săi, ar fi alcătuit subiectul multor povești, tot atât de lungi, ca aceasta de față. De aceea nu vi se va povesti niciodată cum s-a întâlnit și apoi a scăpat de elefantul turbat din Mandla, care omorâse cele 11 perechi de boi, ce duceau 11 care de rupii de argint, pentru tezaurul guvernamental, împrăștiind monedele strălucitoare în praful din drum. Cum s-a luptat cu jacala, crocodilul, o noapte întreagă în mlaștinile din nord, rupându-și cuțitul de vânătoare în spatele cuirasat al monstrului. Cum a găsit un cuțit nou, ceva mai lung, atârnat în jurul gâtului unui om care fusese omorât de un mistreț, și cum l-a urmărit pe acest mistreț, omorându-l ca preț de răscumpărare pentru cuțit. Cum a fost surprins în timpul foametei celei mari de către o turmă de cerbi în migrațiune și cum erau să-l facă zob cirezile înfierbântate. Cum l-a salvat pe Hati cel taciturn să nu cadă într-o groapă cu o țeapă la fund și cum în ziua următoare el însuși căzu într-o capcană de leopard foarte ingenioasă și la rândul Hati sfărâmă în bucăți gardul gros de lemn. Cum a mulț bivolițele sălbatice în mijlocul mlaștinilor și așa mai departe. Dar într-un anumit timp nu pot să spui decât o singură poveste. Tatăl lup și lupoaica muriseră, iar Mowgli rostogolise un bolovan mare în gura peșterii și intonase cântecul morții la căpătâiul lor. Balu îmbătrânise din calea afară și chiar Bagheera, ai cărei nervi erau ca oțelul, iar mușchii ca fierul, părea acum mai înceată la vânătoare. Akela, frumosul lup cenușiu, ajunsese acum alb ca laptele din cauza vârstei înaintate. Coastele ieșeau prin piele și se mișca încet, ca și cum ar fi fost făcut din lemn, iar Mowgli vâna pentru el. În schimb, lupii cei tineri, copiii haiticului Seoni, care se împrăștiase, înfloreau și creșteau văzând cu ochii și când ajunseră la numărul de 40, lipsiți de stăpân, cu labele curate, fără păr, Akela le spuse că împliniseră 5 ani și că ar trebui să se strângă la oaltă și să se supună legii junglei, să alerge conduși de un singur cap, așa cum se cuvine să facă poporul liber. În această chestiune, Mowgli nu dădu niciun sfat, căci, precum spunea el, gustase odată din fructul amar al pomului aceluia. Însă când Fao, fiul lui Faona, tatăl său era fratele cenușiu din zilele domniei lui Akela, se luptă pentru a obține conducerea haiticului după legea junglei și când vechile chemări și vechile cântece începură să răsune încă o dată sub cerul înstelat, Mowgli veni la stânca sfatului în amintirea trecutului. De câte ori găsea de cuviință că trebuie să vorbească, haiticul îl aștepta până termina și în tot acest timp stătea alături de Akela pe stâncă deasupra lui Fao. Acestea fuseseră zile de vânătoare bună și de somn și mai bun. Niciun străin nu ar fi îndrăsnit să pătrundă în jungla care aparținea poporului lui Mowgli, cum i se spunea haiticului, iar lupii cei tineri deveniră puternici și grași. Și acum o mulțime de pui trebuiau să fie aduși la examen. Mowgli era întotdeauna de față la acest examen, fiindcă își amintea de noaptea când o panteră neagră adusese în Haiti cu un copilaș gol și cafeniu și de lunga chemare, priviți, priviți bine, o, voi lupi, care de fiecare dată făcea ca inima să-i bată mai tare, cuprinsă de un ciudat simțământ. În restul timpului, umbla foarte departe în inima junglei, gustând, pipăind, văzând tot ce se petrecea în jurul său, dornic să cunoască lucruri noi. Într-un amurg, pe când pășea alene de-a lungul colinelor ca să-i dea lui Akela jumătate dintr-un cerb pe care îl vânase, iar cei patru lupi se hârjoneau în spatele lui,
zbenguindu-se și răsturnându-se unul pe altul din bucuria de a trăi, auzi deodată un strigăt așa cum nu mai auzise din zilele rele ale lui Shir Khan. Era ceea ce se numește în junglă fial, un fel de țipăt pe care îl scoate șacalul când vânează un vânat mare în spatele unui tigru. Dacă vă puteți închipui un amestec de ură, triumf, teamă și disperare și un fel de notă de batjocură adăugându-se peste toate acestea, vă veți putea da seama de ceea ce înseamnă acest fial care se înălța, apoi cobora, unduia și tremura în depărtare peste râul Vaingunga. Cei patru simțiră că li se ridică părul măciucă și începură să mârâie. Mâna lui Mowgli atinse cuțitul și la rândul lui se opri brusc, ca și cum ar fi fost prefăcut într-o stană de piatră. Nu există niciun vărgat care ar îndrăsni să vâneze pe aici, spuse el în sfârșit. Acesta nu este strigătul înaintașilor, spuse fratele Cenușiu. Trebuie să fie un vânat foarte mare. Ascultați! Țipătul izbucni din nou, pe jumătate suspin și jumătate un fel de râset, ca și cum șacalul ar fi avut buze omenești. Apoi Mowgli respira adânc și fugi spre stânca sfatului, întrecând în drumul său pe toți lupii haiticului care se grăbeau și ei într-acolo. Fao și Akela se și aflau pe stâncă și sub ei, cu toți nervii încordați, ședeau ceilalți. Mamele și puii alergau spre vizuinile lor, căci atunci când se strigă fial, nu este timpul potrivit ca ființele slabe să stea pe afară. Nu se auzea nimic altceva decât gâlgâitul apelor râului Vaingunga în întuneric și vântul de noapte care șuiera printre vârfurile copacilor, când deodată o chemare de lup spintecă noaptea dincolo de râu. Nu era un lup dihaitic, căci aceștia veniseră cu toții la stâncă. Nota strigătului se schimbă într-un lătrat lung, desperat, care parcă spunea dol, dol, dol. După câteva clipe, ei auziră niște pași foarte obosiți călcând pe stânci și un lup cu părul picurând de apă, cu coapsele sfârșiate, cu laba dreaptă din față ruptă și cu fălcile albite de spumă, se aruncă în mijlocul cercului și se întinse gâfâind la picioarele lui Mowgli. Noroc la vânat sub conducerea cui? Întrebă Fao cu gravitate. Noroc la vânat, eu sunt Vontola, fu răspunsul. Cu aceasta voia să spună că era un lup singuratic care se descurca în viață singur pentru el, lupoaică și puii lui, undeva într-o vizuină retrasă. Vontola înseamnă pusnic, adică unul care locuiește departe de orice haitic. În timp ce gâfâia, lupii putură să vadă cum bătăile inimii îi zgâlțâiau tot corpul. Ce se mișcă? Întrebă Fao. Căci aceasta este întrebarea ce o pune toată jungla după ce aude strigătul fial. Dol. Doleul din Deccan. Câinele roșu. Ucigașul. Ei coboară spre sud, spunând că Deccanul lor e pustiu și omoară totul în cale. Când această lună era încă nouă, eu aveam patru ființe dragi, trei pui și pe maica lor. Ea îi învăța cum să vâneze pe ierburile câmpiilor, cum să se ascundă ca să gonească cerbul, așa cum facem noi, cei care trăim în câmp deschis. La miezul nopții am auzit cum strigau, alergând după niște urme. Odată cu vântul zorilor de zi, i-am găsit înțepeniți în iarbă pe toți patru, o, popor liber, și fuseseră patru când luna aceasta era încă nouă. Atunci am căutat eu singur dreptatea sângelui și am găsit Dolei. Câți erau? Întrebă Mowgli, iar toți din haitic mărâiră din adâncul gâtlejului. Nu știu, știu numai că trei din ei nu vor mai omorî niciodată, dar ceilalți m-au gonit ca pe un cerb și m-au tot gonit, până am ajuns numai cu trei picioare. Uitați-vă la mine, popor liber! Își întinse cu un gest piciorul din față, strivit și negru din cauza sângelui uscat. De-a lungul corpului său se vedeau urme de mușcături sălbatice, iar grumazul lui era tot sfârșiat și vătămat. Mănâncă, spuse Akela, ridicându-se de lângă carnea pe care o adusese Mowgli, iar pusnicul se repezi la ea hămesit. Aceasta nu vă va fi cu pagubă, spuse el umil, după ce își potoli puțin foamea, dați-mi puțină putere, popor liber,
și am să o mor la rândul meu. Vizuina mea este goală și era plină când această lună era încă nouă. Dreptatea sângelui nu a fost împlinită pe deplin. Fau auzi cum dinții lupului scrâșnesc pe o bucată de os și mormăi în semn de aprobare. Vom avea nevoie de aceste fălci, spuse el. Doleii erau cu puii lor? Nu, nu, erau numai vânătorii roșii, toți câinii mari din haiticul lor, puternici și grași. Acest lucru însemna că Dol, câinele roșu de vânătoare din regiunea Deccan, o pornise la luptă și lupii știau prea bine că tigrul însuși își va lăsa vânatul proaspăt dinaintea unui dol. Ei taie calea drept, trecând prin junglă și tot ce întâlnesc în drum doboară și sfâșie în bucăți și deși nu sunt nici atât de mari și nici pe jumătate atât de vicleni ca un lup, sunt foarte puternici și foarte numeroși. Doleii, de pildă, nu se consideră că formează un haitic decât atunci când sunt 100 la număr și foarte puternici, pe când lupii, când sunt 40 la număr, socotesc că alcătuiesc un haitic în toată legea. În rădăcinile sale, Mowgli ajunsese până la marginea platoului acoperit de iarbă al Deccanului și adesea văzuse Dolei neînfricați, dormind, jucându-se sau hârjonindu-se în micile găuri pe care de obicei le nebuințează drept vizuină. El îi disprețuia și îi ura, fiindcă nu miroseau ca poporul liber, fiindcă nu trăiau în peșteri și mai ales fiindcă aveau păr între degetele de la picioare, în timp ce el și prietenii săi aveau picioarele curate. Dar știa că ce-i spusese Hati, ce lucru îngrozitor era un haitic de Dolei când porneau la vânătoare. Hati însăși se dădea la o parte din calea lor, până nu sunt omorâți cu toții sau până nu se împuținează vânatul, ei merg înainte și omoară pe tot întinsul drumului lor. Akela, de asemenea, știa ceva despre Dolei. El îi spuse lui Mowgli foarte liniștit. E mai bine să mori într-un haitic decât fără conducător și singur. Va fi o mare vânătoare și în ce mă privește ultima. Dar cum oamenii trăiesc mult, tu ai încă multe nopți și zile înaintea ta, frățioare. Du-te spre nord și culcă-te. Și dacă va mai trăi vreun lup după ce au trecut Dolii, el îți va aduce vești despre lupta aceasta. Ah, spuse Mowgli cu multă gravitate, tu mă trimiți în laștin ca să prind peștișor și să dorm într-un copac sau să cer ajutorul lui Bender Log și să mănânc alune cât timp haiticul luptă acolo jos? Aici e vorba de moarte, răspunsea Kela. Tu n-ai întâlnit niciodată un dol, ucigașul roșu, nici chiar vărgatul însuși. Aova, Aova, îl întrerupse Mowgli mișcat. Eu am omorât odată un maimuțoi vărgat. Ascultă-mă, tatăl meu a fost lup și lupoaica a fost mama mea și a mai fost odată și un lup bătrân cenușiu, deși nu prea înțelept, acum de tot albit, care mi-a fost și tată și mamă. De aceea eu și aici vocea lui se ridică. Eu îți spun că atunci când vor veni idolii, dacă vor veni, Mowgli și poporul liber sunt făcuți din aceeași piele pentru această vânătoare și mai spun, pe taurul care m-a răscumpărat, pe taurul cu care Bagheera a plătit pentru mine zilele de altădată, lucru de care voi cei din Haitic, pe care voi cei din Haitic l-ați uitat, îți spun eu că râul și copacii pot să audă și să țină minte. Dacă uit eu, îți spun eu că acest cuțit al meu va fi un colț bun pentru haitic și nu cred să fie bond. Acesta e cuvântul meu. Tu nu-i cunoști pe Dolei, om cu inimă de lup, strigă Vontola. Eu vreau numai să împlinesc dreptatea sângelui înainte ca acești cădânși să mă sfâșie în bucăți. Ei se mișcă încet, omorând în dreapta și în stânga pe măsură ce merg, dar cred că peste 2 zile voi avea puțină putere și voi putea lupta din nou pentru dreptatea sângelui. Dar în ceea ce vă privește pe voi, popor liber, sfatul meu este să plecați spre nord și să mâncați puțin o vreme oarecare, până când dolii se vor îndepărta. În această vânătoare nu-i chip de tihnă pentru nimeni. Ascultați-l pe pusnic, strigă Mowgli râzând. Popor liber, noi trebuie să mergem spre nord și să mâncăm șopârlele și șobolanii de pe maluri, ca nu cumva să ne întâlnim bot în bot cu un dol.
Ei vin să vâneze totul și în locurile noastre de vânătoare, în timp ce noi trebuie să ne ascundem la nord, până când vor avea ei chef să se dea înapoi, să ne dea înapoi ce ne aparține. Vine câinele, puiul de câine roșu, cu burta galbenă, fără vizuină și cu păr între degetele de la picioare, face cât 6 până la 8 pui în cuibul lui, ca Cicai, micul șobolan. Sigur că trebuie să fugim, popor liber, și să cerșim adăpost de la popoarele din nord, ca să ne dea niște rămășițe de vite moarte să mâncăm. Știți vorba aceea, la nord sunt vierni, la sud sunt păduchi, noi suntem jungla. Alegeți, o, voi, popor liber, alegeți, va fi o vânătoare de pomină, pentru haitic, pentru întregul haitic și pentru vizuinele noastre, pentru vânatul dinăuntru și pentru vânatul din afară, pentru cerbul care gonește ciutele și pentru micuții pui care stau în peșteri, vom înfrunta dușmanul. Haiticul răspunse cu un lătrat uniform adânc care zguduie aerul și răsună în noapte ca vuietul unui copac ce se prăbușește. S-a hotărât, strigară ei. Stați cu aceștia, spuse Mowgli celor 4, vom avea nevoie de fiecare colț din gura voastră. Fao și Akela trebuie să se pregătească de bătălie, iar eu mă duc să număr câinii. E moarte sigură, strigă Vontola, ridicându-se pe jumătate. Ce poate să facă unul ca acesta fără de păr împotriva unui câine roșu? Amintește-ți că însuși vărgatul. Ești cu adevărat un pusnic, spuse Mowgli, iar noi doi vom sta de vorbă numai după ce vor muri dolii. Noroc la vânătoare vouă tuturor. Se topi în întuneric, în fuga mare, fără să se uite pe unde pășea, și ca urmare firească acestei goane nebune, se împiedică și căzu cât era de lung peste inelele uriașe ale lui Ka, într-un loc unde pitonul se întinsese ca să pândească o cărare de ciute pe lângă râu. Așa, zise Ka supărat, așa se procedează în junglă? Să calci peste alții și să strici o vânătoare de noapte când vânatul se mișcă într-un chip atât de prielnic? Greșeala este a mea, spuse Mowgli, ridicându-se. Ce e drept însă, te căutam pe tine, cap turtit. Și ce să fac dacă de fiecare dată când ne întâlnim, tu ești tot mai lung și mai lat, cu câte o lungime de braț de-al meu? Nu e nimeni ca tine în junglă atât de înțelept, bătrân și puternic și ești mereu cel mai frumos dintre toți, Ka. Unde vrei să ajungi pe această pistă? Întrebă vocea lui Ka cu mai multă dulceață. Nu-i o lună de când un pui de om înarmat cu un cuțit arunca cu pietre în capul meu și mă păreclea pisică de copaci, pentru că dormeam la aer. Și trimiteai toți cerbii goniți spre cele 4 vânturi, iar Mowgli vâna în vreme ce acest cap turtit era mult prea surd ca să audă șuieratul său cu care îl poftea să elibereze cărările ciutelor, răspunse Mowgli calm, așezându-se între inelele pictate ale șarpelui. Acum același omuleț vine cu vorbe dulci și gânditoare la același cap turtit, spunându-i că este înțelept, puternic și frumos, și același cap turtit îl crede și face un loc în inelele sale, uite așa, pentru același omuleț care arunca cu pietre în el, și te simți întihnă acum? Crezi că Bagheera ți-ar fi putut da un loc de odihnă tot atât de bun? Ca de obicei, Ka făcuse un fel de hamac moale din corpul său care se mulase sub greutatea lui Mowgli. Băiatul întinse o mână întuneric și apucă gâtul suplu ca un cablu, până când capul lui Ka se așeză pe umărul său să se odihnească și apoi îi povesti tot ce se întâmplase în junglă în noaptea aceea. Poate că sunt eu înțelept, spuse Ka la sfârșit, dar știu sigur că sunt surd. Altfel aș fi putut auzi strigătul piel. Acum nu mă mir că mâncătorii de iarbă arătau foarte neliniștiți, cât de mulți ori fie oare dolei ăștia. Încă nu i-am văzut, am auzit într-un suflet la tine, am venit într-un suflet la tine. Tu ești un bătrân, mai bătrân decât Hati, dar Ka, și aici Mowgli se scutură de bucurie, va fi o vânătoare de pomină și puțin dintre noi vom vedea o altă lună. Tu vrei să lovești în ei? Nu uita că ești om și nu uita ce haitic te-a dat afară. Lasă-i pe lup să se ocupe de câini. Tu ești un om. Nucile de anul trecut sunt
Anul acesta, pământ negru, răspunse Mowgli. Este adevărat că sunt om, dar am simțit că asta noapte trebuie să declar că sunt lup. Am chemat râul și copacii ca să-și amintească. Voi aparține poporului liber, ca până când dolii vor pleca de aici. Popor liber, mormăi ca hoți liberi. Și tu te-ai legat cu nodul morții de dragul amintirii lupilor ce au murit. Asta nu este o vânătoare bună. E vorba de cuvântul meu pe care l-am spus. Acum o știu copacii și râul o știe. Până nu vor trece dolii, cuvântul meu nu poate să se întoarcă la mine. Nu-ți... Asta schimbă toate cărările. Mă gândisem să te iau cu mine departe spre mlaștinile de la miază noapte, dar cuvântul, chiar dacă e cuvântul unui omuleț mic, gol și fără păr, este cuvânt. Acum eu ca spun... Gândește-te bine, cap turtit, ca nu cumva să te legi tu cu nodul morții. Eu nu am nevoie de cuvântul tău, căci eu știu prea bine. Bine, fie atunci. Așa, răspunse ca, eu nu voi da cuvântul, dar ce ai de gând să faci când vor veni dolii? Ei vor înota prin râul Vaingunga. M-am gândit să-i întâmpin cu cuțitul meu în partea scăzută a apei, cu haiticul după mine și astfel, străpungându-i și atacându-i cu cuțitul, îi vom putea întoarce în josul curentului sau le vom răcori puțin gâtlejurile. Dolii nu se întorc ușor și gâtlejurile lor sunt fierbinți, răspunse ca, și după ce această vânătoare va fi terminată, nu va mai fi nici urmă de omuleț sau de pui de lup, ci numai oase uscate. Alala, dacă va fi să murim, vom muri. Dar va fi cea mai bună vânătoare din câte am cunoscut. Să nu uiți că stomacul meu este tânăr și că n-am apucat multe ploi. Eu nu sunt nici înțelept, nici puternic. Ai cumva un plan mai bun ca... Eu am văzut sute și sute de ploi. Înainte ca Hati să-și fi aruncat colții de lapte, urma mea era mare în pulbere. Pe primul lou eu sunt mai bătrân decât foarte mulți copaci și am văzut tot ce a făcut jungla de atunci. Dar aceasta ar fi o vânătoare bună, răspunse Mowgli, căci până acum dolii nu ne-au abținut niciodată, a ținut niciodată calea. Ce este, a fost, ce va fi, nu e mai mult decât un an uitat, care este lăsat în urmă. Stai liniștit până când îmi voi număra acei ani ai mei. Mowgli rămase culcat pe spate printre inele, ori îndelungată, jucându-se cu cuțitul său, în timp ce, ca, cu capul nemișcat atingând pământul, se gândea la tot ce văzuse și cunoscuse, din ziua în care ieșise din nou. Luminile din ochii săi păreau să se fi stins, iar ochii arătau ca două pietre de opal moarte. Din când în când făcea mici mișcări țepene cu capul spre dreapta, spre stânga, ca și cum ar fi visat că e la vânătoare. Mowgli moțăia și el, în liniște, căci știa că nu e nimic mai bun pe lume decât un somn înainte de vânătoare, iar el fusese învățat să doarmă la orice oră, din zi și din noapte. Deodată simți că pitonul deveni mai mare, mai larg sub el și apoi uriașul șarpe pufăi odată și începu să șuiere ca zgomotul unei săbii scoasă din teaca ei de oțel. Eu am văzut toate anotimpurile moarte, spuse în sfârșit ca, și copaci mari și elefanții bătrâni și stânci care se înălțau pleșuve și cu vârfurile ascuțite înainte de a crește muștul pe ele. Mai trăiești, omulețule? Nu e decât puțin după răsăritul lunii, răspunse Mowgli. Nu prea înțeleg. Sunt din nou ca. Știu că a trecut un timp foarte scurt. Acum vom merge spre râu și acolo îți voi arăta ce ai de făcut împotriva doleilor. Țâșni drept ca o săgeată spre curentul principal al râului Vaingunga, cufundându-se în apă puțin deasupra iazului care ascundea stânca împăcării cu Mowgli lângă el. Nu, acum nu nota. Eu voi merge foarte repede, urcă-te pe spinarea mea, frățioare. Mowgli strecură brațul stâng în jurul gâtului lui Ka, lăsă pe cel drept foarte aproape de corpul său și își îndreptă picioarele. Apoi ca porni împotriva curentului, așa cum numai el știa să o facă, și încrețiturile apei oprite în drum se ridicau
ca un volan în jurul gâtului lui Mowgli, în timp ce picioarele îi se legănau încoace și încolo în vâltoarea pe care uriașul piton o isca mișcându-și corpul. La o distanță cam de o milă deasupra stâncii împăcării, râul Vaingunga se îngustează, trecând dintr-o strâmtoare tăiată în stânci de marmură, înaltă de 80 până la 100 de coți, și curentul aleargă ca pe un scoc de moară printre pietre și deasupra acelor pietre cu forme din cele mai urâte. Însă Mowgli nu-și pierdea timpul cu ceea ce făcea apa, căci nicio apă din lume nu l-ar fi înfricoșat, nici măcar pentru o clipă. El se uita spre partea cealaltă a strâmtorii și adulmeca aerul cu oarecare teamă, fiindcă văzduhul îi trimitea un miros dulceac sărat, care aducea foarte mult cu mirosul unui mușuroi uriaș de furnici într-o zi fierbinte. El se cufundă în apă instinctiv și își ridică numai capul ca să respire, iar ca, ancoră răsucindu-și de două ori coada în jurul unei stânci cufundate în apă și îl ținu mai departe pe Mowgli în scobitura unui inel al său, în timp ce apa alerga turbată în jurul lor. "Aici e locul morții," spuse băiatul. "De ce am venit aici?" "Toți dorm," spuse Ka. "Hati nu se dă la o parte dinaintea unui vărgat." Hati și vărgatul împreună se dau la o parte dinaintea unui dol, iar dol se spune că nu se dă în lături înaintea nimănui, dinaintea nimănui. Și totuși, în fața cui se dă la o parte micul popor al stâncilor, spunem stăpân al junglei. Cine este stăpânul junglei? "Acestea-s," șopti Mowgli, "aici locuiește moartea. Să plecăm de aici." "Nu, privește bine că cele dorm acum. E tot așa precum a fost când nu eram mai lung decât brațul tău." Stâncile din strâmtoarea râului Vaingunga, despicate și mâncate de vreme, fuseseră luate în stăpânire de la începutul junglei de către micul popor al stâncilor. Albinele sălbatice din India, albinele negre, întotdeauna foarte furioase și foarte ocupate, și precum Mowgli știa prea bine, toate pistele de vânătoare ale junglei ocoleau această regiune până la o jumătate de milă departare. De secole, micul popor își făcuse acolo stupi, roind din crăpătură în crăpătură, apoi din nou roind și pătând marmură albă cu miere învechită. Își clădeau faguri înalți și adânci și negri în peșterile întunecoase. Din interior și niciun om, animal, foc sau apă nu le atinsese vreodată. În toată lungimea strâmtorii de ambele părți erau atârnate, ca să spunem așa, niște draperii de catifea neagră lucioasă, iar Mowgli, numai privindu-le, se scufunda mai adânc în apă, fiindcă aici erau milioane de albine ce dormeau îngrămădite de ani și ani. Mai puteai vedea tot felul de lucruri, ca de pildă trunchiuri de copaci căzuți și putreziți, zăcând în fața stâncilor vechile sălașuri pentru faguri din anii trecuți sau cetăți noi construite în umbra strâmtorii adăpostite de vânturi, apoi mase întregi uriașe de rămășițe spongioase și putrezite care se rostogoliseră și se împotmoliseră printre copacii și lianele care atârnau de peretele stâncii. În timp ce asculta cu atenție, auzi nu odată foșnetul și zgomotul ce-l făceau fagurii supraîncărcați de miere, care probabil se răsturnau sau cădeau undeva departe în galeriile întunecoase. Apoi se auzea ca un fel de bubuit, aripi furioase care băteau și plescăitul monoton al picăturilor de miere risipită care se scurgea în lungul unui canal, până aluneca afară printr-o crăpătură, curgând încet în jos de-a lungul ramurilor lipicioase de copaci. Mai era o mică plajă largă de cel mult 5 coți, pe o parte a râului, formată din sedimente de mii de ani din albine moarte, trântori, faguri vechi, din aripile molilor de pradă, precum și din cărăbuși, care se rătăciseră pe acolo după miere, totul adunat în grămezi netede de pulbere neagră foarte fină. Numai mirosul extrem de ascuțit al acestor rămășițe era suficient și să înspăimânte pe oricine, nu avea aripi și știa cine e micul popor. Ca se mișcă în susul curentului până ajunse la un banc de nisip, chiar la capătul strâmtorii.
Aici se află vânatul acestui anotimp. Privește, spuse el. Pe malul râului zăceau scheletele unui cerb tânăr și al unui bibol. Mowgli putu să vadă că niciun lup sau șacal nu se atinsese de aceste oase, care zăceau acolo așa cum le găsise moartea veninoasă. Au depășit linia. Nu știau, murmură Mowgli, și micul popor i-a omorât. Hai să plecăm înainte ca el să se trezească. Nu se va trezi până în zori, spuse Ka. Acum să-ți spun ceva. Acum multe, multe ploi în urmă, un cerb din sud, care fusese vânat acolo, veni încoace fără să cunoască jungla, cu un haitic după el. Orbit de groază, el sări de sus, iar haiticul îl urmă în plină goană, căci erau înfierbântați și orbiți de această alergătură. Soarele era sus de tot, iar micul popor, foarte numeros și foarte supărat, mulți din haitic care săriseră în Vaingunga, muriră înainte de a atinge apa. Acei care nu săriseră, muriră de asemenea deasupra pe stângi, în schimb cerbul a trăit. Cum așa? Fiindcă el sosise primul, alergând ca să-și salveze viața și a sărit în apă înainte ca micul popor să prindă de veste, iar când albinele se strânseră să sară la omor, el dispăruse, cufundându-se adânc în apă. Haiticul care îl urmărea s-a prăpădit până la unul, sub greutatea micului popor care fusese răscolit și trezit de picioarele cerbului. Cerbul a trăit? Repetă încet Mowgli. Cel puțin nu a murit atunci, deși nimeni nu-l aștepta să vină în josul apei, nimeni cu un trup destul de puternic ca să-l țină în siguranță, apărându-l de furia apei, așa cum ar face un anumit cap turtit, bătrân, gras, surd și galben, care l-ar aștepta pe omuleț, chiar dacă toți dolii din Deccan ar fi pe urma lui. Ce gând ai în stomacul tău? Capul lui Ka stătea culcat pe umărul ud al lui Mowgli, iar limba lui tremura lângă urechea băiatului. Urmă o tăcere lungă, după care Mowgli șopti. Asta înseamnă că va trebui să tragem noaptea chiar de mustăți. Dar Ka, tu ești cu adevărat cel mai înțelept din junglă. Așa spun mulți, dar ascultă, dacă dolii încep să te urmărească, asta o vor face cu siguranță. Ho-ho, am foarte mult spin sub limba mea ca să le înțep cojocul. Dacă te urmăresc înfierbântați și orbiți de goană, privind numai spre umerii tăi, acei care nu vor muri deasupra vor înghiți apă sau aici sau ceva mai jos, căci micul popor se va ridica și va acoperi cu totul. Vaingunga este o apă flămândă, iar ei nu-l vor avea pe Ka să-i susțină și se vor duce la vale, dacă vor mai trăi, spre vaduri, aproape de locurile vizuinilor Seoni. Și acolo haiticul tău poate să-i apuce de beregată. Ahai! Eovava! Nici nu poate exista ceva mai bun, în afară poate de căderea ploilor într-un anotimp uscat. E vorba numai de puțină alergătură și de cum trebuie să sar. Mă voi face cunoscut doleilor, așa încât să fie obligat să mă urmeze ca umbra. Ai văzut stâncile de deasupra ta, acelea din partea țărmului? Ce-i drept, nu le-am văzut. Sau am uitat. Du-te și uită-te bine la ele. E un pământ putred, tăiat de râpe și plin de găuri. Dacă unul din picioarele tale neîndemânatice ar călca în vreo gaură din nebăgare de seamă, vânătoarea ar lua sfârșit. Eu te las aici și numai de dragul tău voi duce vorba haiticului ca să știe unde să-i aștepte pe dolei. În ce mă privește, eu nu sunt făcut din aceeași piele cu oricare din lupii tăi. Când lui Ka nu-i plăcea cineva, el putea deveni cel mai nesuferit din toți membrii poporului junglei, numai Bagheera poate îl întrecea. Înotă deci în josul râului și în fața stâncii se întâlni cu Fao și Akela, care ascultau zgomotele nopții. Șșș, câinilor, spuse el repede, dolei vor veni în josul râului. Dacă nu vă este frică, puteți să-i omorâți în locul unde se face apa mică. Când vor veni? Întrebă Fao. Și unde este puiul de om? Întreba Akela. Vor veni când vor veni, răspunse Ka. Așteptați și veți vedea. Că despre puiul tău de om de la care ai luat cuvântul și astfel l-ai trimis de-a dreptul la moarte, puiul tău de om este cu mine și dacă nu este la ora asta mort, desigur că nu este meritul tău, câine alb.
Așteaptă-i aici pe Dolei și fii bucuros că puiul de om și cu mine vom lupta alături de tine. Cade spică din nou fluviul, ca un fulger, cu corpul său elastic și ancoră în mijlocul strâmtorii, privind în sus spre linia falezei. Deodată, zări capul lui Mowgli care se mișca, proiectat pe cerul înstelat. Apoi se auzi un bâzâit în aer, un plescăit clar al unui corp care cade în picioare și în clipa următoare corpul se odihnea din nou în cercurile făcute de Ka. Nu e bine să sar noaptea, spuse Mowgli foarte liniștit. Eu am sărit acum de două ori de la înălțimea asta ca să mă distrez, dar acolo sus nu e un loc prielnic. Sunt ofișuri joase și canaluri care merg în adâncime, toate pline cu locuitorii micului popor. Am pus niște pietroaie mari, unul peste altul, la marginea a trei canaluri și vreau să mă arunc în jos cu picioarele în timp ce voi alerga pentru ca micul popor să se ridice furios în aer după mine. Asta e viclenie de om, răspunse Ka. Ești înțelept, dar să știi că micul popor este întotdeauna furios. În amurg, toate aripile din apropiere sau din depărtare se odihnesc pentru câteva vreme. Eu mă voi juca cu Dolei către seară, că știu că ei vânează mai bine ziua. Acum ei urmăresc pașii însângerați a lui Von Tola. Cil nu lasă niciodată un bou mort, iar un dol o urmă de sânge, spuse Ka. Atunci îi voi face eu o nouă urmă de sânge din sângele lui propriu, dacă voi putea, și îi voi da să mănânce noroi. Vrei să stai aici ca până voi veni eu cu Dolei mei? Dar ce se va întâmpla dacă ei te vor omorî în junglă sau micul popor te va omorî înainte ca tu să sari în râu? Dacă va veni mâine, vom omorî mâine, spuse Mowgli, citând un proverb din junglă, și apoi adăugă, după ce voi muri, va fi destul timp să mi se cânte cântecul morții, noroc la vânătoare ca. Își desprinse brațul de pe gâtul pitonului și coborâ în josul strâmtorii, ca o buturugă într-un curent de apă, înotând din greu spre malul drept, unde găsi ape liniștite și începu să râdă în gura mare, cuprins de o fericire fără margini. Nimic nu-i plăcea mai mult lui Mowgli, precum spunea și el, decât să tragă moartea de mustăți și să facă jungla să simtă că el e marele ei stăpân. Adesea, cu ajutorul lui Baloo, furase cuiburile albinelor, așezate în copaci singuratici. Știa că micul popor nu putea să sufere mirosul usturoiului sălbatic, de aceea el culese o legătură de usturoi și o strânse într-o coajă de copac, apoi o luând de răt pe urma de sânge a lui Von Tola, care ducea spre sud, începând de la vizuină pe o lungime de 5 mile, privind mereu spre copaci cu capul plecat pe o parte și înecându-se de râs în timp ce privea. Am fost Mowgli, brotăcelul, spuse el pentru sine. Acum zic că sunt Mowgli lupul și trebuie să devin Mowgli maimuța înainte de a deveni Mowgli cerbul. La urmă voi deveni Mowgli omul. Oho! Și degetul lui cel mare alunecă de-a lungul lamei cuțitului. Urma lui Von Tola, plină toată de pete întunecate de sânge, trecea pe sub o pădure deasă care se întindea spre nord-est, devenind însă tot mai rară și mai rară, până la 2000 depărtare de stâncile albinelor. De la ultimul copac până la tufișurile joase de lângă stâncile albinelor, se afla o regiune deschisă, unde era foarte greu să se poată ascunde un lup. Mowgli pășea de-a lungul drumului de sub copaci, judecând distanțele după ramuri, uneori cățărându-se pe câte un trunchi și încercând o săritură de la un copac la altul, până ajunse pe un teren deschis pe care îl studie cu multă grijă o oră întreagă. Apoi se întoarse, reluă urma lui Von Tola pe care o lăsase, se urcă într-un copac care avea o ramură lungă la 8 coți de la pământ, își atârnă legătura de usturoi într-un loc sigur și stătu liniștit, ascuțindu-și cuțitul de talpa piciorului. Puțin înainte de amiază, când soarele dogorea, auzi tropăit de picioare și simți în nări groaznicul miros răspândit de haiticul doleilor,
în timp ce înaintau neistoviți și fără milă de-a lungul urmei lăsate de vântolă. Priviți de sus, dolii roșii nu arată să aibă nici pe jumătate mărimea unui lup, însă Mowgli știa cât de puternice erau picioarele și fălcile lor. El pândi capul ascuțit al conducătorului, adulmecând de-a lungul pistei și îi strigă noroc la vânătoare. Fiara privi în sus, iar tovarășii săi se opriră în urma lui sute și sute de câini roșii, cu cozile atârnând în jos, cu umeri greoi, cu picioarele slabe și guri însetate de sânge. Dolei sunt un popor foarte tăcut de obicei și nu au niciun fel de maniere, chiar la ei, în Deccan. Sub el trebuie să se fi strâns vreo 200 de animale, dar Mowgli îi vedea pe conducători cum adulmecau înfometați urma lui Vântola și încercau să împingă haiticul mai departe. Acest lucru nu trebuia să se întâmple, căci altfel ei aveau să ajungă în fața vizuinilor în plină zi și Mowgli avea de gând să-i țină sub copacul său până seara. Cine v-a dat voie să veniți aici? Întrebă Mowgli. Toate junglele sunt junglele noastre, fu răspunsul, iar doleul care vorbise își dezgoli colții albi. Mowgli privi în jos cu un zâmbet și imită perfect chițcăitul lui Cicai, șobolanul din Deccan, vrând să-l lase pe Dolei să înțeleagă cu aceasta că pentru el nu erau mai buni decât Cicai. Haiticul se strânse în jurul trunchiului de copac, iar conducătorul începu să latre sălbatic, numindu-l pe Mowgli maimuță de copac. Drept răspuns, Mowgli își întinse piciorul gol și își mișcă degetele goale chiar deasupra capului conducătorului. Acest simplu gest fusese de ajuns, mai mult decât de ajuns, pentru a stârni furia oarbă a haiticului. Acei care au păr între degetele de la picioare nu se simt bine când le aduce aminte de aceasta. Mowgli își trase piciorul în clipa în care conducătorul sărise în sus și îi spuse dulce: câine, câine roșu, du-te înapoi în Deccan și mănâncă șopârle. Du-te la Cicai, fratele tău, câine, câine, câine roșu. Ai păr între degetele de la picioare. Și pentru a doua oară își mișcă degetele de la picioare. Vino jos, altfel te vom ține acolo până când vei muri de foame, maimuță fără păr, urlă haiticul, și acest lucru era tocmai ceea ce voia Mowgli. El se întinse în lungul ramurei cu obrazul lipit de scoarță, cu brațul drept liber și timp de 5 minute spuse haiticului tot ce gândea și știa despre ei, despre purtările lor, despre obiceiurile lor, despre femeile lor și despre puii lor. Nu există limbă pe lume atât de răutăcioasă și de înțepătoare ca vorba poporului junglei, când acesta vrea să-și arate disprețul și sila. Când te gândești bine la aceasta, poți să-ți închipui cum trebuie să fie, așa precum îi spusese Mowgli lui Ka, el avea mulți spini sub limbă și încet, dar în mod deliberat, îi scoase pe Dolei din tăcerea lor, aducându-i la mărăituri, de la mărăituri la lătrături și de la lătrături la mugete răgușite. Ei încercară să-i răspundă la atacuri, dar era ca și cum un pui ar fi încercat să răspundă lui Ka în culmea furiei. Și în acest timp, mâna dreaptă a lui Mowgli stătea încovoiată lângă corp, gata pentru acțiune, iar picioarele îi se încolăciră strâns în jurul ramurii. Marele conducător roșcat sărise de câteva ori în aer, dar Mowgli nu risca să dea o lovitură nereușită. La sfârșit deveni din calea afară de furios și, depășind obișnuita lui putere, câinele sări la aproape 8 coți depărtare de pământ. Atunci mâna lui Mowgli se repezi cu iuțeala unui cap de șarpe și l-apucă de ceafă, în timp ce creanga începuse să se lege neputernic din cauza greutății și Mowgli fu cât pe ce să fie smuls și aruncat la pământ. Cu toate acestea, el nu slăbi strânsoarea și centimetru cu centimetru trase fiara care atârna în aer ca un șacal înecat în sus spre creangă. Cu mâna stângă apucă cuțitul și reteză coada roșie și stufoasă, aruncând doleul înapoi spre pământ. Aceasta a fost tot ce dorise el. Acum doleii nu-și vor continua drumul pe urmele lui Vântola până când nu-l vor fi ucis pe Mowgli sau Mowgli nu-i va fi ucis pe ei. Îi văzu așezându-se în cercuri
cu un tremur al coapselor care însemna răzbunare până la moarte, așa încât el se cățără mai sus, unde se așeză confortabil și adormi. După 3 sau 4 ore, se trezi și numără haiticul. Erau toți acolo, tăcuți, răgușiți, însetați și cu ochi de oțel. Soarele începuse să apună. Într-o jumătate de oră, micul popor al stâncilor avea să-și termine lucrul, iar dolei, precum știți, nu luptă bine în timpul serii. Eu nu aveam nevoie de paznici atât de credincioși, spuse el ridicându-se pe o ramură, dar îmi voi aminti de aceasta. Poate că sunteți voi niște dolei adevărați, dar după părerea mea, prea mulți pentru un singur neam și din cauza aceasta nu am de gând să-i dau mâncătorului de șopârle coada lui înapoi. Nu-ți pare bine, câine roșu? Chiar eu îți voi sfâșia stomacul în bucăți, urlă conducătorul, mușcând copacul la rădăcină. Mai gândește-te la asta, șobolan înțelept din Decan. Acum se vor naște mulți câini roșii, fără coadă, cu cioturile de un roșu aprins, care vor împunge cu vârfurile lor nisipul fierbinte. Du-te acasă, câine roșu, și strigă acolo că o maimuță ți-a făcut asta. Nu vreți să vă duceți? Veniți atunci cu mine, căci am să vă fac foarte înțelepți. El începu să se miște asemenea maimuțelor, trecând în copacul următor și apoi în celălalt și așa mai departe, iar haiticul îl urmări cu capetele ridicate și hămesite. Din când în când se prefăcea că e gata să cadă și atunci haiticul se rostogolea claie peste grămadă, în graba lor de a fi prezenți la omor. Era o priveliște ciudată. Băiatul cu un cuțit care strălucea în lumina palidă a soarelui, în timp ce razele încercau să se cearnă printre ramurile de sus și haiticul tăcut cu blana roșie ca bara focului, alergând jos și înghesuindu-se unii între alții. Când sosi la ultimul copac, el scoase usturoiul și-și frecă tot corpul cu multă grijă, în timp ce dolei începură să urle cu mult dispreț: maimuță cu limbă de lup, crezi că ai să reușești să-ți acoperi mirosul tău? Strigau ei. Te vom urmări până la moarte. Ia-ți coada, spuse Mowgli, zvârlind-o înapoi pe drumul pe care l-apucase. Când simți mirosul sângelui, haiticul se dădu puțin înapoi. Și acum urmați-mă până la moarte. Alunecă pe trunchiul copacului și se îndreptă cu iuțeala vântului spre stâncile albinelor, înainte ca dolei să-și dea seama de ceea ce voia să facă. Ei scoaseră un urlet adânc și o porniră într-un galop lung și cu o viteză care poate să răstoarne orice obstacol. Mowgli știa că pasul haiticului lor era mult mai încet decât acela al lupilor. Altfel nu ar fi riscat niciodată să alerge 2 mile sub ochii lor. Ei erau siguri că până la sfârșit băiatul avea să le cadă pradă, iar el era sigur că îi avea în mână și putea să se joace cu ei cum voia. Toată grija lui era să-i țină destul de înfierbântați în spatele său pentru a-i împiedica să se întoarcă prea curând. Alerga în mod egal și foarte ușor, conducătorul fără coadă era în spatele lui la mai puțin de 5 metri, iar haiticul se înșiruia pe un sfert de milă, înnebunit și orbit de furia și de dorința de a ucide. De aceea el păstra distanța voită, orientându-se după auz, rezervându-și ultimul efort pentru fuga de pe stâncile albinelor. Micul popor se dusese la culcare de vreme, încă în primele ore ale amurgului, căci nu era anotimpul când florile rămân deschise până târziu. Însă, când pașii lui Mowgli răsunară pe pământul găunos, el auzi un sunet ca și cum tot pământul ar fi fost cuprins de un bâzâit. Atunci începu să fugă, așa cum nu fugise niciodată în viața lui, răsturnând cele 3 pietroaie din grămadă în canalurile întunecoase de unde venea acel miros dulceag. Auzi un muget asemenea mugetului mării într-o peșteră, văzu cu coada ochiului că văzduhul se întunecă în spatele lui, zări jos departe curentul râului Vaingunga și un cap turtit, asculptat în diamant, ieșind din apă. Sări înainte cu toată puterea, în timp ce doleul, fără coadă, clămpănind, încerca să-l muște de umăr și se aruncă în picioare în râul care îi oferea siguranță, căzând cu răsuflarea tăiată, dar triumfător. Corpul său nu avea nicio înțepătură, căci mirosul usturoiului împiedicase micul popor să-l atingă în acele câteva secunde cât se aflase și el deasupra stâncilor. Când se ridică, inelele lui ca
îi oferiră echilibru, în timp ce sus, pe marginea falezei, se vedea ceva săltând. Ciorchinii menși de albine cădeau ca niște săgeți. Și pe măsură ce fiecare ciorchine atingea apa, albinele zburau în sus, iar corpul, câte unui dol, se vedea apucat de vâltoare și dus în josul râului. Deasupra capului, ei puteau auzi lătrături scurte, dar furioase, care se necau într-un muget ce răsuna ca tunetul, mugetul produs de mișcarea aripilor micului popor al stâncilor. Câteva dolei căzuseră de asemenea în canalurile care comunicau cu peșterile subpământene și începură să tușească înecați, luptând și mușcând din fagurii de miere răsturnați și în cele din urmă purtați morți de valurile de albine care se aflau sub ei, fură zvârliți ca unglonte din vreo gaură în râu pentru a se rostogoli pe grămezile negre de sedimente. Erau dolei care săriseră pe copacii de pe faleză, iar albinele le mutilaseră corpul, însă cei mai mulți dintre ei, înnebuniți de înțepături, se aruncaseră direct în apă și, precum spunea Ca, râul Vaingunga fusese totdeauna o apă tare flămândă. Ca îl ținu pe Mowgli strâns până când băiatul își recăpătă suflarea. Ar trebui să nu rămânem aici, spuse el. Micul popor a fost cu adevărat răscolit. Vino cu mine. Înotând foarte jos și cufundându-se ori de câte ori putea în apă, Mowgli coborâ râul cu cuțitul în mână. Ia-o încet, spuse Ca, că să știi că un dinte nu poate omorâ 100 de câini, decât numai în cazul că este un colț de cobră și mulți dintre dolei au luat repede drumul apei când au văzut cum se ridică micul popor, aceștia sunt neatinși. În cazul acesta, cuțitul meu va avea mai mult de lucru. Fai, uite cum îi urmărește micul popor. Mowgli se cufundă din nou. Suprafața apei fusese acoperită ca de un covor de albinele sălbatice care băzâiau amenințător și înțepau tot ce găseau în cale. Până acum tăcerea nu a pierdut pe nimeni, spuse Ca, pe care nu-l putea pătrunde nicio înțepătură din cauza solzilor, iar tu ai o noapte lungă pentru vânat. Îi auzi cum urlă? Aproape jumătate din Haitic observase capcana în care căzuseră tovarășii lor și, întorcându-se brusc, se aruncaseră în apă, acolo unde strâmtoarea se gâtuia prin bancurile abrupte. Urletele furioase și amenințătoare împotriva maimuței din copaci, care adusese în această situație rușinoasă, se amestecau cu zbieretele și răgetele acelora care fuseseră pedepsiți de micul popor. A rămâne pe țărm însemna moarte sigură. Fiecare dol știa acest lucru. Haiticul fu dus de-a lungul curentului în jos, spre stânca împăcării. Dar și acolo micul popor îi urmări furios și îi forță să se cufunde din nou în apă. Mowgli putu auzi vocea conducătorului fără coadă, care ruga poporul său să lupte mai departe și să ucidă toți lupii din Seoni. Dar el nu-și pierdu timpul să asculte. Cineva ucide în întuneric în spatele nostru, lătra un dol. Apa s-a colorat. Mowgli se cufundă cu capul înainte ca un castor, apucă un dol care se zbătea sub apă înainte ca acesta să poată deschide gura și cercuri îndunecoase și uleioase se ridicară deasupra lacului, iar cadavrul se înțepeni, răsucindu-se într-o parte. Dolei încercară să se întoarcă, însă curentul îi forță să meargă înainte. Micul popor îi înțepa la urechi și la cap, în timp ce amenințarea haiticului Seoni se făcea auzită tot mai tare și mai adâncă, iar în fața lor întunericul se lăsa din ce în ce mai dens. Mowgli se cufundă din nou în apă și un alt dol se duse la fund, ca apoi să se ridice mort și iarăși izbucni larmă printre dolei, unii urlând că era mult mai bine să meargă de-a lungul țărmului, alții chemându-și conducătorul să-i ducă îndărăt în Deccan. Alții cerându-i încă o dată lui Mowgli să se arate pentru a fi omorât. Ei vin la luptă cu două stomacuri și cu multe voci, spuse Ca. Restul se luptă cu frații tăi, dincolo jos. Micul popor se duce înapoi la culcare și eu, la rândul meu, mă voi întoarce acasă. Eu nu ajut lupii. Un lup veni alergând în lungul malului, numai pe trei picioare, săltând în sus și în jos, târându-și burta foarte aproape de pământ, cu spatele cocoșat, și aruncându-și din când în când picioarele în aer,
ca și cum s-ar fi jucat cu puii săi. Era Von Tola, pusnicul care nu spunea niciun cuvânt, ci își continua doar jocul său îngrozitor alături de Dolei. Aceștia erau de mult în apă și notau cu multă greutate, căci blana lor se udase toată și atârna grea, iar cozile lor stufoase îi trăgeau în jos ca niște bureți, îmbibați, și erau atât de istoviți și de zdruncinați, încât urmăreau în tăcere perechea de ochi strălucitori care se mișca în fața lor. Aceasta nu e o vânătoare bună, spuse unul în sfârșit. Noroc la vânătoare, zise Mowgli, ridicându-se îndrăsneț lângă fiară și înfipse lungul său cuțit între umeri, căutând să-l împlânte adânc pentru a evita mușcătura animalului muribund. Ești acolo, pui de om? Întrebă Von Tola de pe mal. Întreabă-i pe morți, pusnicule, răspunse Mowgli. N-a venit niciunul în josul râului. Eu am umplut cu noroi boturile acestor câini. I-am tras pe sfoară în plină lumina zilei, lăsându-l pe conducătorul lor fără coadă. Cu toate acestea, mai sunt câțiva și pentru tine. Încotro vrei să-i mân? Voi aștepta, răspunse Von Tola. În fața mea e o noapte lungă și am să pot vedea bine. Acum se auzea lătratul lupilor din Seoni, tot mai aproape și mai aproape. Am jurat pentru Haitic, pentru întregul Haitic, și apele dintr-o cotitură a râului împinseră pe Dolei înainte, printre bancurile de nisip care se aflau în fața vizuinilor Seoni, atunci ei își dădură seama de greșeala lor. Ar fi trebuit să se oprească o jumătate de milă mai sus ca să gonească lupii pe pământ uscat. Era însă prea târziu. Malul era acum o linie nesfârșită de ochi arzători și afară de groaznicul strigăt Fial, care nu mai încetase de la apusul soarelui, nu se mai auzea niciun alt sunet în junglă. Părea că Von Tola îi ademenea ca să vină la țărm și atunci conducătorul doleilor strigă Întoarceți-vă și apucați-l. Întregul Haitic se aruncă pe mal, zdrobind totul în picioare și târându-se prin apa mică plină de bancuri de nisip, până când fața râului Vaingunga deveni albă și parcă sfâșiată și încrețituri mari prinseră se mișca de pe o parte pe alta cavalurile lovite de o barcă. Mowgli urmări goana străpungându-i și înjunghiindu-i de câte ori putea pe Dolei, care îndesați unul în celălalt, alergau spre plaja râului, asemenea unui val. Apoi începu o luptă cumplită, îndelungată, în timpul căreia adversarii, gâfâind greu, se încordau, rupeau, se împrăștiau, apoi strângeau rândurile și iarăși le lărgeau pe nisipurile umede și înroșite, pe deasupra și printre rădăcinile încurcate ale copacilor, prin tufișuri, în iarbă și dincolo de smocurile de iarbă, deoarece chiar și acum Dolei luptau doi contra unu. Însă ei întâlniseră lupi uniți, care luptau pentru întreg haiticul și nu erau numai vânători cu pieptul solid și cu colț albi ai haiticului, ci și așa zisele lahinis, cu ochi sălbatici, lupoaicele vizuinilor, care luptau pentru puii lor, având din când în când alături un lup tânăr de un an, a cărui blană era încă pe jumătate lănoasă, dar care trăgea bine cu colții și lupta cot la cot cu ei. Un lup, trebuie să știți, sare în gât sau te mușcă dintr-o parte, pe când un dol mușcă de obicei în partea de jos a corpului, așa încât dolei care luptau ca să iasă din apă și trebuiau să-și ridice capetele, erau în inferioritate față de lupi. Pe pământ uscat, lupii sufereau, însă în apă sau pe țărm venea cuțitul lui Mowgli ca să-i ajute. Cei patru își făcuseră drum cu greu pentru a-i veni în ajutor lui Mowgli. Fratele cenușiu, chircit între genunchii băiatului, îl apăra din față, pe când ceilalți îl păzeau din spate și din amândouă părțile sau se așezau deasupra lui când lovitura dată de un dol, care dintr-un salt se arunca urlând peste lama cuțitului, urmărea să-l doboare. În rândul celorlalți domnea o învălmășeală și o încurcătură nemaipomenită. O turmă compactă se legăna încoace și încolo, mișcându-se de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta, de-a lungul malului și apropiindu-se încet încet de propriul său centru. S-ar fi putut crede că e un fel de movilă ce se umfla ca o bășică de apă dintr-o vâltoare și asemenea acesteia se spărgea aruncând în afară patru sau cinci câini striviți care încercau să ajungă înapoi la centru,
Câteodată era un singur lup doborât de 2 sau 3 dolei care încercau să se târască înainte și se prăbușeau. Dincolo, un pui, numai de un an, era ținut în picioare de presiunea din jurul lui, deși de fapt fusese omorât în primele clipe ale luptei, în timp ce maica sa, nebunită de furie oarbă, se rostogolea mușcând în dreapta și în stânga. Iar în mijlocul celei mai înverșunate lupte, câte un lup și un dol, uitând totul, încercau să se apuce unul pe celălalt până când se pomeneau măturați cât colo de un alt val de luptători care urlau. Odată Mowgli trecu pe lângă Akela, care avea câte un dol de fiecare parte a corpului și cu fălcile lipsite de dinți ținea de șale un al treilea. Și odată îl văzu pe Faon, cu dinți înfipți în gâtul unui dol, trăgând fiara care se opunea către lupii cei tineri ca să termine cu el. Dar grosul luptei consta într-un fel de învălmășeală oarbă și sugrumări pe întuneric. În jurul și deasupra lui, bezna era plină de lovituri, tropăituri, rostogoliri, lătrături, gemete și multă, multă asmuțire în jurul, în fața și deasupra lui. Pe măsură ce noaptea trecea, mișcarea aceasta iute și amenințătoare de călușei creștea tot mai mult. Dolei erau obosiți de moarte și îngroziți de a mai ataca lupii, mai puternici decât ei, pe de altă parte însă nu îndrăsneau încă să fugă. Mowgli simțea că sfârșitul se apropia și se mulțumea să lovească doar pentru a-i schilodi. Lupii cei tineri deveneau tot mai îndrăsneți, acum mai aveau timp de respirat și venise clipa când doar fluturatul cuțitului putea să îndepărteze un dol. Carnea este foarte aproape de os, gâfâi fratele cenușiu, care sângera dintr-o mulțime de răni. Însă osul trebuie să fie sfărâmat, spuse Mowgli. Au, vava, așa procedăm noi în junglă. Lama înroșită trecu ca o flacără de-a lungul coastelor unui dol, ale cărui picioare de dinapoi erau imobilizate de greutatea unui lup ce se agățase de el. E vânatul meu, spuse lupul, sfărăind prin nările îngrețite. Lasă-mi-l mie. Oare stomacul tău mai este încă gol, pusnicule? Întreba Mowgli. Von Tola fusese pedepsit groaznic, însă strânsoarea lui paralizase doleul, care nu putea să se întoarcă și să-l atingă. Pe taurul care m-a răscumpărat, strigă Mowgli cu un râs amar, acesta este câinele fără coadă. Și într-adevăr era conducătorul cel mare de culoare roșcată. Nu este înțelept să omori pui de la Hinis, continuă filosofic Mowgli, ștergându-și sângele care îi țâșnise în ochi, afară numai dacă îl omori și pe tatăl din vizuină și, după părerea mea, acest tată din vizuină te poate omori el pe tine. Un dol sări în ajutorul conducătorului său, însă înainte ca dinții lui să găsească coasta lui Von Tola, cuțitul lui Mowgli se înfipsese în pieptul lui, iar fratele cenușiu sări și el în ajutor. Așa procedăm noi în junglă, spuse Mowgli. Von Tola nu spuse niciun cuvânt, numai fălcile lui se înfigeau tot mai adânc, mușcând fiara în șira spinării, în timp ce viața îi se scurgea din trup. Doleul se cutremură, capul îi căzu într-o parte și se întinse fără suflare, iar Von Tola se prăvăli peste el. Dreptatea sângelui a fost împlinită, spuse Mowgli. Cântă cântecul, Von Tola. Nu va mai vâna, spuse fratele cenușiu, și Akela de asemenea a devenit tăcut și de prea multă vreme. Osul a fost fărâmat, strigă Fao, fiul lui Faon, ca un tunet. Ei pleacă, omorâți-i, o, voi, vânătorii poporului liber. Dolei se depărtau unul după altul de acele nisipuri întunecoase și însângerate, îndreptându-se spre râu, spre jungla deasă, în susul sau în josul râului, după cum li se părea că drumul era liber. Dreptatea, strigă Mowgli, să se împlinească dreptatea. Ei l-au omorât pe lupul singuratic, să nu lăsăm niciun câine să plece. El zbură ca un fulger spre râu, cu cuțitul în mână, gata să oprească orice dol care ar fi îndrăsnit să intre în apă, când deodată, de sub o movilă de 9 morți, ieșiră labele din față și capul lui Akela, iar Mowgli căzu în genunchi în fața lupului singuratic. Nu ți-am spus că va fi ultima mea luptă? Gâfâie Akela. A fost o vânătoare bună. Și tu cum te simți, frățioare? Eu trăiesc, după ce am omorât foarte mulți. Chiar așa,
dar eu mor și aș vrea să mor lângă tine, frățioare. Mowgli luă pe genunchii săi capul îngrozitor de rănit și își petrecu brațele în jurul gâtului sfâșiat. A trecut foarte mult de la acele zile de altădată, când trăia Shere Khan și când un pui de om se tăvălea gol în praf, tu și Akela. Nu, nu, eu sunt lup. Sunt făcut din aceeași piele ca și poporul liber, strigă Mowgli, nu din voința mea sunt om. Ești om, frățioare, și lup numai pentru că te-am păzit eu. Ești om în totul, căci altfel haiticul ar fi fugit din fața doleilor. Ție îți datorez viața mea, iar astăzi tu ai salvat haiticul, așa precum odinioară eu te-am salvat pe tine. Ai uitat oare? Acum toate datoriile au fost plătite, du-te la semenii tăi. Îți spun din nou, lumina ochilor mei, că această vânătoare s-a terminat. Du-te la semenii tăi. Nu mă voi duce niciodată. Voi vâna singur în junglă, am spus. După vară vin ploile și după ploi vine primăvara. Du-te înapoi, înainte de a fi gonit. Cine mă va goni? Mowgli îl va goni pe Mowgli. Du-te înapoi la semenii tăi. Du-te la oameni. Când Mowgli îl va goni pe Mowgli, atunci mă voi duce, răspunse Mowgli. Pentru tine nu mai e nimic, spuse Akela. Acum aș vrea să vorbesc celor din neamul meu. Frățioare, nu mă poți ridica pe picioarele mele. Eu mai sunt încă conducătorul poporului liber. Cu multă grijă și băgare de seamă, Mowgli ridică pe Akela în picioare, petrecându-și amândouă brațele în jurul lui. Lupul singuratic trase aer în piept și începu să cânte cântecul morții, pe care conducătorul unui haitic trebuie să-l cânte când moare. În timp ce cânta, puterile îi reveniră și vocea îi se ridică tot mai sus și mai sus, răsunând departe peste râu, și când lupul ajunse la ultimul noroc la vânătoare, se desprinse pentru o clipă de Mowgli și sărind în aer, căzu mort înapoi peste ultimul său vânat. Mowgli rămase cu capul pe genunchi, fără să-i mai pese de nimic, în timp ce ultimii dintre dolei, muribunzi, erau învinși și trântiți fără milă de către Lahinis. Puțin câte puțin, strigătele se stinseră și în timp ce rănile li se închideau, lupii începură să se întoarcă șchiopătând ca să facă răbojul morților. 15 luni din Haitic și 7 Lahinis, 15 lupi din Haitic și 7 Lahinis zăceau morți lângă râu, iar dintre ceilalți nici unul nu rămăsese neatins. Mowgli șezu acolo nemișcat până se iviră zorile reci, când botul umed și roșu al lui Fao căzu pe mâna lui, și atunci Mowgli se retrase ca să-i arate corpul sfârtecat al lui Akela. Noroc la vânat, spuse Fao, ca și cum Akela ar mai fi fost în viață. Apoi, peste umărul său mușcat, strigă către ceilalți, urlați lupilor, a murit un lup astă noapte. Dar din întregul haitic al celor 200 de dolei luptători, din faimosul haitic al câinilor roșii de Deccan, care se laudă că nicio viețuitoare din junglă nu îndrăznește să-i înfrunte, nici unul nu se întoarse în Deccan să ducă vești despre ceea ce se întâmplase.